pentru că este vară și românul e român și mănâncă miliarde de kilograme de carne, o să mergem la grătar să vedem până unde merge lăcomia românului. Și o să luăm fiecare om în parte. Tu te mă de aici, mă, că tu înstrigi cadrul. Deci o să mergem să vedem cât mai multă lume la grătar, vedem cum se distrează. Du-te, mă, de aici, mă. Hai, mă, du-i spari. Mi-a văzut un cârnaț așa mai sănătos, mai mare, mai așa, spate, dintr-o bucată, că îl tot caut, e așa unul roșu, cred că e rumenit un pic, știi? Bă! El e grătarul meu, adică cârnațul meu. M-ați înțeles greșit. Cârnațul n-am mai văzut. Vreau să iau măsuri dacă vreți să vă îngrășați la grătar, înainte și după. Am 2 metri, vă ajunge? Ridică-te, mă! Ridică-te, Iacu! Dar mai vreți să vă un metru? Ne trebuie prelungitor sau ceva. Nu, e 150. No, nu e bine. Da, deci avem niște avocado, o cremă de avocado cu supă cremă de dovlecel. Da, e un meniu vegetarian. Adică eu am mai văzut cârnați fain, dacă asta ați mai văzut vreodată. Dar e fain, dar e gros. E gros. Dar pe ăsta tu nu-l agarcice, nu mi-l aduce. Asta vă umple frigiderul de carne, vă spun. Hai să-l punem. Te arde la fund. Da. Carne. Am niște mici probleme. Da, mici probleme. Și dacă mai aveți niște mici, ca să fie mai puțin probleme. Hai înapoi. În cam cât timp? 40 de minute. Văd că e foc, rădăcior. Vreau să fac o poză mare cu cât mai multă lume să încarc pe aplicație, că pot și iau un iPhone 6, dar tu du-te de aici. Grătărel plin de carne.ro. Acolo încarci poza și poți să câștigi un iPhone 6S. Orice pentru iPhone 6S. Yes! Cârnații la grătar. Cârnații la grătar, exact. Uite-te-i! Băi, te-a la risa!